În perioada 1-5 august 2016, inspectorii ITM Alba au efectuat controale în domeniul relațiilor de muncă la 31 de unități comerciale din județ, cu un număr total de 540 de angajați. Astfel, au fost constatate 59 de deficiențe și aplicate 6 sancțiuni, respectiv 4 amenzi în valoare totală de 35.500 de lei, din care 2 amenzi în cuantum de 30.000 de lei pentru muncă nedeclarată și 2 avertizmente. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlate 21 de unități comerciale și constatate 43 de deficiențe.